Pacea Domnului, în numele Domnului Iisus Hristos, deschidem serviciul divin al școlii de sabat cu imnul 881. Doar Dumnezeu va fi mărit! Tatăl nostru sfânt și atât de bun care ești în altul cerurilor, la picioarele tale venim acum, prin meritele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca să-ți aducem cu toată bucuria din sufletele noastre, toată mărirea, toată cinstea, toată slava, Doamne, și toată mulțumirea, pentru că Tu ești Creatorul nostru și îți mulțumim pentru că ne-ai creat atât de minunat. Tu ești Suveranul, Judecătorul și Împăratul nostru, Doamne. Îți mulțumim pentru jertfa care ai făcut-o, pentru ca păcatele noastre să fie șterse. Îți mulțumim pentru legământul Tău cel veșnic și îți mulțumim pentru cuvântul Tău care ne dă lumină și, cu care noi rămânem în viață. Doamne Dumnezeul nostru, Doamne Iisuse, Te rugăm astăzi, binecuvintează toate serviciile divine. Binecuvintează-ne și pe noi, binecuvintează pe toți cei care sunt bolnavi și sunt în suferință. Și ajută-i, Doamne, să înțeleagă că Tu ești la cârma tuturor problemelor noastre și la cârma întregului univers. Și Te mai rugăm, Doamne, astăzi, binecuvintează-ne și sfințește-ne și pune în noi acea inimă curată și sinceră și acel duh nou și statornic, ca să putem da mărturie și să putem trăi viața veșnică de acum aici, pentru ca cei care, cu care noi venim în contact să vadă prin noi caracterul Tău, Doamne Iisuse. Pentru tot ceea ce ne-am rugat, îți mulțumim. În numele Tău cel scump, Doamne, ne-am rugat. Amin.
Bună dimineața! Bine ați venit în casa Domnului! În acest trimestru, la școala de sabat, este vorba despre psalmi. Așa că m-am gândit ca în această dimineață să vorbesc la momentele devoționale despre psalmul meu preferat din copilărie, psalmul 23. Vă invit să deschidem cuvântul Domnului, de unde am să citesc psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărările drepte, din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și noiaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața protivnicilor mei. Îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Psalmul 23 este probabil cel mai iubit psalm al Bibliei. Este corespondentul Ioan 3:16 din Noul Testament. Este iubit pentru că este scurt, dinamic, ușor de memorat. Acesta vorbește despre o relație personală cu Dumnezeu pe care fiecare credincios dorește să o aibă. Este un psalm personal, vorbește despre mine și Dumnezeu. Psalmul 23 nu se concentrează pe probleme, ci pe soluții. Cât de bine te simți când ai probleme, când știi că ai și soluții la ele. De aceea, Psalmul 23 ne face bine întotdeauna. David a fost și el un om cu probleme, însă Domnul i-a oferit soluții. Acesta este un psalm practic. Vorbește despre experiența noastră cu Dumnezeu în procesul de trăire a vieții. Nu este despre ce credem, este despre ce trăim. David și-a avut propria lui experiență cu Dumnezeu, așa cum fiecare dintre noi o avem. L-a cunoscut pe Domnul în tinerețea lui și i-a fost mereu alături. Relația lui David cu Domnul a fost una puternică de la început. Vă amintiți încrederea lui în Domnul când lupta cu leul și cu ursul pe vremea când pășea oile tatălui său? Vă amintiți cum l-a biruit pe Goliat în numele Domnului oștirilor? Vă amintiți cum Domnul l-a uns împărat și l-a făcut biruitor în lupta cu Saul? Toate aceste experiențe i-au marcat viața. Viața noastră este marcată de experiențele pe care le avem cu Dumnezeu. Deschideți-vă inima și așteptați ca Dumnezeu să vă vorbească în mod direct și personal prin mesajul acesta. Dumnezeu ne poate schimba viața. Domnul este păstorul meu. Încă de la început suntem introduși într-o problemă de relație. Domnul este păstorul meu. Fiecare om tânjește după o asemenea relație. Relația este între om și Dumnezeu. Dumnezeu este prezent aici, ca Domnul. Dumnezeu are multe nume în Biblie, însă aici El este Domnul, Domnul nostru. Domnul este. Este vorba de timpul prezent. Domnul se apropie de mine, acum și aici. Domnul este cu mine în prezent. Totul este precis. Domnul este prezent în relație chiar acum. Domnul este păstorul meu. Interesantă relație dintre oaie și păstor. Nu este singurul loc în Biblie unde creștinii sunt considerați oi. Oaia are o natură diferită de multe alte animale. Oaia este diferită de vulpe, de lup. Aceasta are un anumit caracter compatibil cu ce ar trebui să fie un creștin. Oaia este un animal fără orientare, se rătăcește ușor. Oaia nu are direcție, nu știe de unde vine și de unde pleacă. Oaia este mulțumită cu sine, mănâncă ce găsește în fața ei. Aceasta nu are instinctul pericolului, nu-i pasă ce îi se poate întâmpla. Oaia nu are sistem propriu de apărare.
Nici măcar nu știe să strige. Preferă mai degrabă să tacă. În ciuda caracterului bun al naturii sale, oaia este extrem de vulnerabilă. Are mare nevoie de protecție. Oaia nu se poate descurca fără păstor. Nevoia de păstor este atât de mare încât nu se poate concepe ca oaia să se descurce singură fără el. De aceea ne este dată ilustrația. Domnul Iisus a spus: despărțiți de mine nu puteți face nimic. Ioan 15:5. Tot el a spus: eu sunt păstorul cel bun. Ioan 10:14. Iisus ne iubește, el și-a dat viața pentru noi. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Ioan 10:10. Expresia Domnul este păstorul meu presupune o relație de cunoaștere. Îmi cunosc oile și ele mă cunosc pe mine. Ioan 10:14. Iisus ne cunoaște natura, temperamentul, caracterul. Acesta ne cunoaște familia, părinții, bunicii, frații, surorile. Iisus ne cunoaște bunurile și necazurile, trecutul și viitorul. El știe totul despre noi și cunoaște calea pe care urmează să mergem. Iată de ce este necesar pentru noi, ca oi, să ne menținem într-o strânsă legătură cu păstorul. Nu voi duce lipsă de nimic. Să facem un pas mai departe. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. La ce se poate referi această expresie? Faptul că Domnul este păstorul meu în prezent îmi garantează faptul că nu voi duce lipsă de nimic nici pe viitor. Acesta îmi dă siguranță și mângâiere. De fapt, întregul psalm este o prezentare a ceea ce primesc din partea Domnului ca urmare a faptului că mi este păstor. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Una dintre beneficiile faptului că Iisus îmi este păstor este purtarea de grijă pentru toate cele necesare vieții, trăind într-o lume materială, mintea noastră fuge imediat înspre nevoile fizice. Dumnezeu știe că acestea nu exclude pâinea de fiecare zi de pe lista purtării de grijă. Expresiile El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă se referă și la purtarea de grijă pentru lucrurile necesare vieții. Simbolizează aici prin hrană și băutură, fără de care nu putem trăi. Mesajul din spatele acestor expresii este însă cu mult mai profund. Domnul Iisus ne poartă de grijă și pentru nevoile spirituale, sufletești, cu mult mai importante decât cele materiale. Iisus a spus: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Matei 4:4. Iisus a spus de asemenea: eu sunt pâinea vieții. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Ioan 6:48, respectiv 51. Expresiile pășun verzi și ape de odihnă se referă la Hristos, la ființa Lui, la Dumnezeu care ni se dăruie pe sine. Nu este ușor să înțelegem lucrul acesta pentru că n-a fost înțeles nici atunci. Nu putem trăi fără resurse. Resursa noastră spirituală este El, Hristos. Iisus a spus: după cum Tatăl care este viu m-a prins pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și El prin mine. Iisus trăiește prin Tatăl și noi trăim prin El. Îmi înviorează sufletul. Este minunat să fim în relație cu Domnul. Este minunat să putem spune: Domnul este păstorul meu. Este minunat să știm că avem totul de plin în El. Aceasta este partea de teorie, însă sună frumos. În practică însă suntem sărași din punct de vedere spiritual, suntem slăbiți, suntem lipsiți de vlagă fără Hristos. Însă Dumnezeu are o veste bună pentru noi. Un alt beneficiu al relației cu Hristos este că îmi înviorează sufletul. Ne restaurează când este necesar lucrul acesta. Când se întâmplă să trecem prin perioade de slăbiciune în care nu avem nicio plăcere din a ne ruga, de a citi, de a merge la biserică, Domnul este totuși alături de noi. El este prezent lângă noi. Unul dintre modurile în care păstorul ne slujește este să fie cu noi. Psalmul 23 vorbește despre o profundă relație de cunoaștere. Duhul Sfânt ne ajută să-L cunoaștem pe păstor și să ne cunoaștem pe noi înșine. Acesta ne ajută să înțelegem că mântuirea vine de la Domnul, Cel care a luat inițiativă, Cel care ne-a acordat har, Cel care s-a dat pe sine în moarte, același care ni se pune la dispoziție ca resursă de viață.
Tot El este Cel care ne ridică, ne împrospătează, ne pune din nou pe picioare, ne reînvie. Adevărata cunoaștere este atunci când Duhul lui Dumnezeu ia cuvântul pe care îl citim în Biblie și îl dă viață în interior, atunci când simțim cuvântul lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu este slăvit numai de o inimă care îl cunoaște. Dumnezeu este slăvit prin noi, prin rugăciune și prin cântare. Nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine. Indiferent cât de adâncă este valea, când începem să vorbim cu Dumnezeu și știm că ne aude, dispare frica și disperarea. Nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine. Avem percepția aceasta, Tu ești cu mine, nu suntem singuri în vale, nu suntem abandonați, este o întâmplare unde suntem, păstorul însă este cu noi oriunde. David și-a avut și el văile lui. A fost aproape de moarte atunci când a fost persecutat de Saul. A avut multe necazuri, însă a rămas alături de Domnul. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Care ar putea să fie hotărârea finală pe care am putea să o luăm după ce am ajuns într-o astfel de relație cu Dumnezeu? Voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Acesta nu înseamnă că ne facem locuință în biserică. Înseamnă să fim alături de Dumnezeu și să avem mereu o relație strânsă cu El. Domnul este păstorul meu. Amin. Pentru momentele de rugăciune, invit trei persoane din sală care doresc să se roage și simt. Dar să aștepte și microfonul. Sora Simona, sora Claudia și încă o persoană. Începem. A treia rugăciune o să o înalț eu. Îți mulțumim, Tată bun și sfânt care ești în ceruri, că niciodată nu ne-ai lăsat singuri în încercări. Îți mulțumim pentru că prin mângâierile cu care noi înșine suntem mângâiați, prin faptul că Domnul Hristos este alături de noi și prin faptul că El a pășit înaintea noastră pe o cale mult mai spinoasă și fiind cu totul singur, avem această încurajare. Și îți mulțumim pentru că prin aceste mângâieri noi putem să-i mângâiem și pe alții care trec prin experiențe asemănătoare cu ale noastre. Doamne, Te rugăm din suflet, ajută-ne să acceptăm ca Tu să ne golești de eul nostru, pentru ca numai Tu să domnești și astfel să fim și noi părtași la dragostea Ta neegoistă și la slujirea Ta din iubire. De asemenea, ajută-ne să Te cunoaștem atât de mult încât să Te iubim atât de mult și să nu mai păcătuim împotriva Ta, știind că fiecare păcat Te rănește în primul rând pe Tine. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ai binecuvântări pentru fiecare dintre noi. Ajută-ne să le prețuim și mai ales ajută-ne să prețuim Duhul Tău cel Sfânt, să-L respectăm, să nu-L întristăm, să-I ne supunem, pentru că știm că Tu ești prea bun ca să reții o binecuvântare de la noi și prea înțelept ca să ne ceri ceea ce nu ar fi spre binele nostru. Ajută-ne să pășim prin credință și vom vedea mântuirea Ta în numele scump al Mântuitorului nostru Iisus Hristos și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Amin. Tatăl nostru din ceruri, venim înaintea Ta, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, cu multă recunoștință, că Tu ne-ai păstorit, ne-ai suportat, ne-ai îngrijit și ne-ai dat mereu hrana la timpul potrivit. Dacă noi ne-am rătăcit, Tu ne poți din nou recupera și îți mulțumim pentru acest mijloc minunat de a ne recrea prin jertfa Domnului Hristos. Îți mulțumim pentru familiile noastre, pentru familia mare a bisericii și pentru sabatul Tău, pe care vrem și ne dorim să-L păstrăm cum trebuie. Tu ne arăți când greșim și ne dăm și noi seama, dar ajută-ne să ne hotărâm mai repede
să vrem să te urmăm în totul, pe calea pe unde tu ne duci și să mâncăm mâncarea pe care tu ne-o dai, că tu ești pâinea vieții și ne duci la ape de odihnă. Îți mulțumim pentru cunoștințele vecinii noștri și acum te rugăm pentru doamna Eleonora, pentru domnul Marian și pentru fiul lor Cristian Ionuț. Nu uităm nici pe doamna Carmen, ci pe toți cei ce au boli. Te rugăm să-i mângâi și pe domnul Viorel, soțul doamnei Flori, să-l mângâi, să-i întărești și să-l întorci tu pe calea cea bună pe care n-a dorit-o o viață întreagă. Îți mulțumim pentru tinerii din biserica noastră, să-i călăuzești, să-i susții și ajută-ne împreună să formăm turma ta, să fie un singur păstor și o singură turmă, prin Domnul Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Tatăl Ceresc, Tu ești păstorul nostru și noi suntem oile Tale. Ajută-ne, Doamne, să ne punem toată încrederea în Tine și să avem o relație strânsă cu Tine. Să nu ne pierdem și să răfim strânși de Tine. Îți mulțumim pentru toate binecuvântările pe care le faci asupra noastră și suntem recunoscători. În Hristos am rugat, amin. Raport al școlii de sabat. În sabatul din 13 ianuarie 2024, școala de sabat a bisericii noastre a fost organizată în 15 grupe, în care au fost prezenți 109 membri ai școlii de sabat și 27 de vizitatori. Copiii de la grupa primară s-au strâns în jurul lecției cu titlul În sfârșit împărat și au memorat versetul din Psalmi 25:5. Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă, că tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Istorisiri din Babilon s-a numit lecțiunea din care juniorii au discutat despre chipul de aur al regelui Nebucadnețar. Adolescenții, împreună cu instructorul, au dezbătut studiul 2, Înțelepciunea lui Dumnezeu pentru mântuirea omului, partea 1. Ei au avut ca text cheie Romani 11:33. O adâncă băgăție, înțelepciune și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Sabatul trecut, la momentele de școală de sabat, amicușii și adulții au studiat 4 psalmi, 44, 22, 13 și 60, dintre care au învățat cum să se roage în vremuri de necaz, atunci când ne confruntăm cu dificultăți și probleme care ne copleșesc, cea mai bună cale de a face față este rugăciunea. Dumnezeu binecuvântează momentele de părtășie de la școala de sabat și biserica din Pitești. Amin. În această zi frumoasă de iarnă, departamentul școlii de sabat urează tuturor cercetătorilor sinceri ai Sfintelor Scripturi care se află aici în sală și care ne urmăresc pe ecrane, un sabat binecuvântat. Am ajuns la momentul mult așteptat al dezbaterii studiului din această săptămână, care s-a intitulat Domnul este suveran, și vă invit ca în continuarea studiului psalmilor să aveți ca țintă și la grupe și personal să învățați pe din afară cât mai mulți psalmi, cât putem memora fiecare dintre noi conform vârstei pe care o avem. Și dacă aveți și timp să îl prezentați și la grupe. Noi ne-am propus la grupa noastră să memorăm pentru acest sabat psalmul numărul 1. Acum, dacă am reușit sau nu, o să vedem. Vă lansez și noastră această chemare, că este bine să ne punem mintea să memoreze, este un exercițiu foarte bun și foarte util pentru noi. Invit instructorii în fața grupelor și până la ora 11 vom dezbate studiul pe grupe. Vă doresc un studiu plăcut!